Universe Podcasts. Cred că dragostea e pentru toată lumea. Cred că relațiile, adică această gândire de trebuie să o numim cumva relație și trebuie să dureze așa și să fie, nu știu, să, da, să creștem, să ne căsătorim, să facem copii, să... Poate asta nu e pentru toată lumea. Eu cred că toată lumea are o poveste de iubire. Dar iubirea nu înseamnă neapărat că se finalizează cu o poveste de film. Siguranța, uite, poate să însemne exact asta, siguranța în capacitatea mea și a celuilalt de a gestiona un conflict. Nu întotdeauna putem să reparăm. Uneori ne rănim și mai mult. Cel care vine și spune vreau să ne despărțim, aduce această discuție care poate, ok, hai să vedem, putem să schimbăm ceva sau chiar este, da, ruptura este definitivă. Pentru că există și uneori noi spunem lucrurile astea, nu mai pot, nu mai vreau. Când de fapt ce spunem este nu mai vreau așa, nu mai pot în felul ăsta. Dilema cu Emma de la Zoo, un podcast Zooniverse. Am deschis o căsuță de întrebări pe Instagramul meu și le-am spus oamenilor, povestiți-mi ce aveți pe suflet, care este dilema voastră. Au fost foarte multe mesaje și pentru asta chiar le mulțumesc că simt că e o apropiere când cineva îți spune ce are. Da, e ce mare are încredere da, când cineva. Da, e și... o onoare. Eu consider, de exemplu, ca din profesia mea că este o onoare ca oamenii să se deschidă. În... Da, și eu mă bucur tare mult și am fost plăcut surprinsă să văd încrederea oamenilor în mine, oameni cu care poate nu m-am văzut niciodată, oameni care, nu știu, m-au ascultat la radio sau pur și simplu urmăresc podcastul sau ce scriu eu acolo pe Instagram și au avut deschiderea și curajul de a-mi spune despre rănile lor. Pentru că e o nevoie atât de puternică și oamenii caută modele, caută oameni care să fie reali și umani și să spună lucruri și să încerce în modul lor de a răspunde la aceleași întrebări și cumva mie mi se pare că, da, genul ăsta de podcast, așa cum faci tu, e o deschidere în care le arătăm oamenilor că nu trebuie să fim perfecți și că avem întrebări și că faptul că încercăm să le rezolvăm și ne prindem din mers, asta ne ajută să ne, cum să zic, să devenim mai buni, nu neapărat să fim perfecți. Așa e, asta cu perfecțiunea, ți-am zis, este consumatoare, dar este. Dacă ar fi să-ți spun scopul real al acestui podcast, al acestui spațiu pe care poate nu întâmplător l-am primit, este că aș vrea ca oamenii să, care ne urmăresc, să nu se mai simtă singuri niciodată și să nu-și mai spună niciodată că doar lor li se poate întâmpla. Da, da, asta e un lucru extraordinar, să știi că și asta e o nevoie fundamentală. În psihologia dezvoltării se numește twinship, nevoia de îngemânare. Știi când exact chestia asta, când auzi pe cineva sau vezi pe cineva și spui... Și ție, parcă ți-a un pic de pe suflet povara, da? Pentru că, de fapt, în cazurile împărtășite sunt mai puțin împărtășite. Cum e, știi, suferința e mai, cum să zic, suferința devine mai puțină când e împărtășită și bucuria mai intensă când e împărtășită. Și atunci, da, e frumos să ai, și cred că avem nevoie de comunități. Da, asta, și eu sunt total de acord. Cum spunea, uite, tot Esther spune și spune asta tot timpul, că în trecut, un lucru pe care îl făceau oamenii, în afara relațiilor, era că existau multe comunități, știi? Adică totul era pe comunități, de familie, de... Și acum partenerul nostru trebuie să fie tot. Că, da, să facă treaba pe care o făcea înainte o comunitate întreagă. Și cumva mi se pare că în ultimii ani, mai ales generațiile noastre, cele de 34, încercăm să recreăm această comunitate, nu prin intermediul proximității, că suntem, nu știu, din aceeași familie sau suntem din aceeași bloc, ci pe asta, pe faptul că avem niște interese comune, niște dileme comune, că ceva ne aduce împreună și ne dăm seama că nu suntem singuri și că putem să ne fim de ajutor unii altora sub orice formă, de fapt. Da, asta este minunat și mai mult decât atât. Eu chiar cred că prin invitații pe care i-am și poveștile pe care ni le spun și povețele și așa mai departe, putem chiar să avem o altă perspectivă asupra unor probleme. Știi? Adică, uite, un alt punct de vedere. Păi de aici pleacă totul, că una dintre formatoarele mele are tatuat pe mână Everything can be different. Totul poate fi și altfel. Că, de fapt, aici mi se pare că în momentul în care suntem prinși
în orice, că e o traumă, că e o frică, că e o neputință, ajungem să căutăm soluții doar la lucrul respectiv și să căutăm din tiparul în care, știi, noi încercăm și ne zbatem uneori atât de mult și e suficient doar să miști un grad. Ca asta, da, ideea asta de că atunci când ești pe mare, și un grad dacă schimbi da, și ajungi în cu totul altă direcție, e suficient să faci o schimbare mică. Noi avem impresia că trebuie să fie ceva îngrozitor, fundamental, răvârșitor. Uneori și o schimbare mică, cum e asta, faptul că oamenii nu-și fac aprecieri. Știi că oamenii nu-și fac aprecieri? Între ei. Da. În general, oamenii nu-și fac aprecieri. Am observat că după ce am făcut eu formarea de Imago în 2016, prima chestie pe care noi am făcut-o ca să învățăm dialogul Imago e să nu începem să ne înjurăm unii pe alții, să ne spunem toate ce, ci să ne apreciem unii pe alții. Cât de greu a fost să facem asta. Și după aia m-am dus eu acasă și am început cu toată lumea. A fost atât de dubios că le spuneam prietenilor, ești frumoasă și asta. Dar de ce îmi spui asta? Ai un scop, vrei ceva? Exact. Ai nevoie de ceva? Așa, sau, nu știu, lucruri drăguțe, îmi place că ai făcut asta. Sau... Și mi-am dat seama că eu nu știam să primesc complimente, mi-era foarte greu, pentru că nici nu știam să le fac. Dar eu consideram că știam să le fac, pentru că dacă era ceva, se întâmpla ceva și spuneam bravo, felicitări, știi, dar cu motiv. Nu era așa din senin, vorbim și spun ceva drăguț sau apreciez că în momentul ăsta noi suntem aici și zic, uite, ce drăguț e. Și mi se pare că asta e o chestie care creează o distanță foarte mare între noi, pentru că ajungem să ne focusăm numai pe ce nu funcționează. Și ce nu funcționează e important, dar hai să creăm aceste resurse, că să faci un pas mic nu-ți vine să-l faci dacă simți că e numai negură în jur. Da, contează foarte mult și pe ce te focusezi. Că atunci când te focusezi pe lumină și pe iubire, parcă le vezi și în toate ariile. Te focusa pe lumină și iubire nu înseamnă să nu vezi, exact. Știi? Ci că asta e. Atenția înseamnă doar unde alegi să investești energia. Nu înseamnă că de multe ori lumea spune, păi ce, acum să începem cu vai, totul e bine. Eu dacă nu e bine, dar ce e bine? Care e ancora? Că în orice lucru există și ceva de care ne putem agăța. Ok, nu e bine. Dar ce e bine? Nimic. Totul e îngrozitor. Bine, acum nu chiar. Iar un lucru pe care eu îl fac în terapie este că încep să spun numai lucruri îngrozitoare. Da, păi așa. Și știi că reacția inconștientă este? Hai mă, că nu e chiar așa de rău. Acum înțeleg. Pentru că e de fapt o chestie în care dacă toată lumea face asta, toată lumea pune accentul pe ce nu merge, ajungem să credem că chiar nimic nu merge. Nu merge în relații, nu merge și suntem neputincioși. Și atunci când vine cineva și zice, te-ai gândit că poate... Mă, nu. Și de multe ori nu. Că avem impresia că ne-am gândit și la aia, am făcut și aia. Și de multe ori e... Bă, la asta chiar nu m-am gândit, uite, nu... De asta e atât de important să cerem ajutorul. Fie că, nu știu, scrii pe Instagram sau poți să mergi la terapie, îți permiți din punct de vedere timp. Dar sau... terapia e una dintre ele. E una dintre ele. Grupurile de suport, de exemplu. Orice formă, nu știu, eu îi încurajez pe oameni să caute orice funcționează pentru ei. Da? Eu o să fiu o militantă a terapiei pentru că asta a funcționat pentru mine, pentru că am căutat asta, pentru că cred în asta, nu aș face asta, dar nu cred că este un panaceu universal, nu cred că e pentru toată lumea, acum nu cred că nimic nu e pentru toată. Fiecare dintre noi are ceva ce poate funcționează. Fă ceea ce funcționează. Nu toată lumea trebuie să facă ca acum și asta, presiunea asta, mergi la terapie. Dar poate nu asta are nevoie omul. Mai degrabă, hai să vedem dacă cineva cere ajutorul, ce îi se potrivește. Feedback. Da, feedback, da, să cerem feedback. Cumva când povesteai despre ce merge bine și ce nu merge bine și cum ne focusăm atenția, unde ne ducem ca și acțiune și intenție, îmi amintesc de finalurile alea în cupluri, când un partener vine și spune vreau să ne despărțim. De ce? Pentru că nu mai merge. Și cumva este un șoc pentru celălalt, care avea impresia că totul mergea perfect. Perfect. Minunat sau suficient de bine, ca să folosesc termenul tău. Și atunci celălalt partener care a luat inițiativa vine și te lovește cu situații și lucruri
în care a fost total neglijat, total nevăzut și pe care le-a ținut doar pentru el, doar pentru sine, crezând că le poate depăși singur. Oh, da. Da, dar aici vezi, e o chestie în care uneori cel care nu vorbește, nu vorbește și cel care ar putea face ceva să face că nu vede pentru că nu poate. Și se creează această frustrare și această neputință și la un moment dat, când cineva se desparte, cel mai ușor și primul lucru pe care oamenii îl fac e caută vinovați. Dar, de fapt, e legat de dinamică. Ceva n-a funcționat, că asta e. Eu intru pe oameni, care e partea ta? Că noi toți avem o parte, da? Și poate să fie, poți să te uiți întotdeauna după ce a trecut un timp, te uiți în spate și din punctul B în punctul A te uiți și zici, ah, și putut să fac altceva. Da, dar nu ai fi putut. Ai fi făcut dacă ai fi fost în punctul A. Dar ești în punctul B, vezi, perspectiva este alta. Te uiți, dacă mai ai și perspectiva lui A prim care vine și îți spune, uite, uite, uite. Și aici întrebarea e, dacă cel care vine și spune, vreau să ne despărțim, aduce această discuție care poate, ok, hai să vedem, putem să schimbăm ceva sau chiar este, da, ruptura este definitivă. Pentru că există și, uneori noi spunem lucrurile astea, nu mai pot, nu mai vreau. Când de fapt ce spunem este, nu mai vreau așa, nu mai pot în felul ăsta. Da? Și dacă putem să nu luăm, nu mai pot, nu mai vreau și să ne uităm, să vedem, mai e ceva de făcut, să ne asigurăm că nu mai e nimic de făcut. Și dacă nu mai e nimic de făcut, să gestionăm acest sentiment de vinovăție și dificultatea de a accepta că am fi putut într-adevăr să facem altfel. Dacă am fi putut. Și după o ruptură vine sentimentul de vinovăție și de eșec? Da. Și asta spun din comentariile pe care le-am... Da, e foarte... Păi vezi, pentru că dacă presiunea este să fii perfect, să ai relație perfectă, să țină la nesfârșit, totul e un eșec. Ai greșit undeva, ceva, cum? Că, da, dar dacă noi vorbim despre, da, doi oameni care se atrag pentru că au niște răni, pentru că încearcă să repare, dar nu întotdeauna putem să reparăm. Uneori ne rănim și mai mult. A cât de mult disociem noi în relațiile noastre? Disociem, proiectăm, fugim, da, tot amalgamul ăsta. Important e dacă cumva putem să rămânem prezenți cu asta sau putem să găsim siguranță. Și uneori siguranța, uite, poate să însemne exact asta, siguranța în capacitatea mea și a celuilalt de a gestiona un conflict. Pentru că disociem sau da, și ne disociem în momentul în care ceva e foarte greu de dus, foarte greu de acceptat. Dar nu vrem să acceptăm nici pierderea. Păi asta e, de fapt, că ne este foarte frică să acceptăm pierderea, dar eu mă, știi, pentru că mă întreb și acum, uite, o chestie pe care te întreb eu pe tine. Hai te așa, la, la dilema. Da? Ce ți se pare? Adică, de ce crezi tu, de fapt, asta? De ce crezi tu că oamenilor li se pare că e mai mult efort și mai multă suferință în a pierde ceva ce oricum le produce efort și suferință, decât a rămâne într-un loc în care există oricum efort și suferință? Primul răspuns care îmi vine în cap este că e un rău pe care îl cunosc și știu să-l gestionez. Și că s-ar putea, atunci când ies din zona asta a mea, în care eu m-am obișnuit, cunosc cât poți să-mi dai, mă hrănesc de acolo, mi-au exact ce-mi trebuie și restul resurselor le găsesc în mine. Vorbim de termeni normali, buni, sănătoși, adică nu duși în extremă. Da. Dar cu semne de întrebare. Și atunci prefer să stau în zona asta care creează un soi de disconfort cu care eu m-am obișnuit decât să risc și să am cumva două opțiuni pe care nu le știu, nu știu unde nimeresc. Pot nimeri să găsesc părțile alea frumoase, bune și așa mai departe și să-mi fie bine, de ce nu? Să am parte de ceea ce numesc eu relație completă, dar pot da peste un rău pe care eu nu-l recunosc și n-aș ști ce să fac. Bun. Mi se pare interesant. Este foarte adevărat ce spui și cred că majoritatea dintre noi așa funcționăm. Pentru că, unu, avem impresia, apropo de cât de în siguranță suntem noi ca societate și ca oameni, că întotdeauna răul mai mare e în afară, nu înăuntru.
ceea ce mie se pare interesant, pentru că aud niște povești și văd niște lucruri și uneori mi se pare că afară poate să fie incredibil de bine și înăuntru poate să fie incredibil de rău, chiar dacă este foarte familiar și, da, resursele alea pe care noi le folosim ca să facem față răului pe care îl știm, se risipesc pentru că ne este frică. Dar doi, întrebarea că se leagă, știi? În momentul în care am alege, să spunem, să spun, eu o să risc să ies din ceva care e un rău familiar pentru că îmi doresc să caut ceva mai bun. Sau mai bun, suficient de bun pentru mine, că despre asta vorbim, da? Nu mai bun decât tine, ci ceva care pentru mine să mă hrănească, că să mă simt în siguranță, să mă simt bine. Ce mă face să cred că aș alege mai rău? Pentru că eu aș alege. De ce aș alege mai rău? Poate undeva mă duc după același tipar. Da, dar toți facem asta și asta spune terapia Imago. Ideea este că dacă noi suntem conștienți de rănile și de mecanismele noastre, devenind, da? În momentul în care ne ducem și zicem, e similar, ia să vedem, dispus e? Ce cât de bună este întrebarea asta? Pentru că da, cât de bună este întrebarea asta? E, sună să potrivește, e, m-aș duce. Pentru ce? Că am mai fost acolo. Și e, într-adevăr, speranța asta, bă, tata, asta o să fie altfel. Toată lumea, ții minte, am avut la un moment dat un client care a divorțat, un divorț foarte complicat, cu copii, cu poli, complicat. Și la vreun an după a venit și îmi povestea despre această relație nouă pe care o are și era îndrăgostit și minunat. Și la un moment dat eu i-am zis, mamă, femeia asta pare că e fosta ta nevastă. Nu există. Nu există. De acolo am plecat. Nimic, nu are nimic. S-a terminat, s-au căsătorit, cred că acum vreo 2-3 ani a venit și zice, de unde ai știut? Incredibil. Dar zic, dar nu, eu nu am știut. Eu eram în afară și vedeam niște, da? Pentru că am zis, și soția, fosta ta soție, n-a ajuns să fie omul pe care tu l-ai respins și l-ai urât din prima. A fost un proces, erau niște semne, da? Diferența e că el, în momentul în care a conștientizat asta, da, e în continuare cu cea de-a doua, adică cu a doua soție, pentru că, de fapt, ei au reușit să repare niște lucruri. Deși s-au atras pe aceleași lucruri. Deci el a reușit cu a doua soție, da, același tipar, da, dar cu a doua soție a știut, da, ce să repare. A știut și el a fost altfel, dar și ea era foarte disponibilă și deschisă, pentru că și ea mai fusese că și ea a trecut prin niște lucruri și niciunul dintre ei nu mai vroiau să o ia de la capăt cu altcineva. În ciuda faptului că niște lucruri sunt foarte greu de gestionat, apropo de conflict, apropo de... De diferențe, da, de opinii. De schimbarea asta a comportamentului, că e dificil să schimbi comportamente. Știi că, cred că când a fost Diana aici, ați vorbit un pic apropo de Imago cu țestoasele și cu furtuna. Ah, știi, da, cum? Da, 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 da. Pentru că asta e cineva care se retrage tot timpul și cineva care, da, tiparele astea o să fie și în relații. Când ăla care stă acolo în carapace zice, mai e? Da, dar nu o zice cu... Da, e poate un pic mai deschis, da, și asta o să asta facă diferență. Pentru că gradul ăla, facem un pic și un pic și lucrurile, să putem să ne gândim în timp, că da, lucrurile se întâmplă în timp, mai ales în relațiile de lungă durată, cu perioade în care vrei să pui perna pe capul celuilalt, că vrei uneori. Vrei. Asta, deci și vă asta. Rog să nu vă mai ghidați după poveștile de dragoste din filme, deși care sunt povești? Preferatele eu, uite, mele. Fii atent. Că iarăși asta am o chestie. Mie mi se pare foarte simpatic. Când lumea vine și spune povești din filme și povești din basme. Basmele sunt preferatele mele înaintea filmelor. Și basmele, la un moment dat, este un tip, Vladimir Prop, care este un rus folclorist și etnolog și, în fine, și a făcut el dai că nu vine termenul, știu, a împărțit basmele, niște pași, niște... S-a uitat la ele, le-a analizat și așa. Și, mamă, sunt numai, deci până, da, este intriga, pericolul, obstacole, lupte, nunta, care este, dar lumea
pare să uite, da? De până la nuntă. De, da. Mm-hmm. Și spune doar pentru că a avut un final fericit. Iar ceea ce spune Vladimir Prop, și asta o să fie șoc, șoc, șoc și groază pentru oamenii care ascultă, este că nunta în simbolistica basmului este de fapt moartă. Moartă? Da, moartă. Adică aia, de-aia nu mai continuă niciun basm după nuntă, că acolo se termină totul și au trăit fericiți până la deșbătrâneți. Dar noi nu știm asta. Este, de fapt, ideea asta de când se oprește ceva pentru totdeauna, acolo se oprește ceva pentru totdeauna. Da? Și că, de fapt, momentul ăsta de că s-au întâlnit și s-au luptat unul pentru altul și s-au așteptat și s-au, nu știu, că da, în basme și în filme, de fapt, asta e, nu? S-au mințit, s-au păcălit, nu comunicau, nu se stea sunat. Părinți împotrivă. Exact, toate lucrurile astea. Unde este această fericire? Faptul că la final ei au spus vreau și eu și vrei și tu și am ales ca tot ceea ce s-a întâmplat până acum să spunem hai să mergem împreună de aici înainte. Păi da, dar ce vă face să credeți că ce a fost înainte nu va spune ceva despre cum vor continua ei? Doar că au ales să facă asta împreună. Dar noi negăm și spunem doar, din nou, un moment este ăla, îl vreau. Dar îl vreau pe repeat, la infinit, la infinit, acum. La infinit. Da. Și acum, da. Îl vreau acum și dacă se poate eu să stau liniștită. Și că, uite, apropo de povești, tot în povești am auzit dragostea vine fără să faci nimic. Dragostea vine atunci când te așezi mai puțin. Da. Da, dragoste. Când nu te aștepți. Deci mie îmi place asta cu când nu te aștepți. Eu sunt înnebunită după expresia asta. Că noi așteptăm dragostea, dar așteptatul cred că nu ar trebui să fie unul eu sunt aici pe fotoliu la discuție cu tine și aștept și să intru cineva dragostea la ușă, da, bate, da. Aștept din moment în moment să bată dragostea. Dar și așteptarea. Nu este așteptare și așteptare. Poți să stai. Și poate să vină stând? Poate să vină, că nu știi, să vine cineva la un moment dat, dacă tu tot stai aici ani și ani, vine cineva, face curate, se uită la tine și zice, da, poate, dar nu știu dacă e despre asta. Și mai este un alt tip de așteptare? Da, este cel în care întrebarea este ce caut eu în viața mea, nu? Pentru ce și în fața cui sunt eu responsabil. Că relațiile sunt multiple. Este o carte, nu este tradusă la noi încă, se numește Conversations on Love. Natasha Lyn, cred că o cheamă, este o jurnalistă care a scris niște articole, sunt de fapt interviuri cu diferiți oameni despre iubire și cu esteri și cu sexologi, sociologi, scriitori, neuroscientist, tot felul de oameni pe care îi întreabă, ea având tot felul de probleme până a găsit pe cineva și după aia că a zis că mare parte din întrebări erau până să găsească pe cineva, după care cum să menții pe cineva, tot felul de întrebări. Și câte multe tipuri de iubire există, da? Că era ideea asta, noi punem atât de mult accent pe, apropo de ce spuneai și din întrebările astea, cu să nu reușești să găsești o persoană și să menții o relație pe termen lung, înseamnă un eșec. Aia definește viața ta, cine ești ca și relație de cuplu, dar noi avem relații de familie, relație de prietenie. Nu mi-aduc aminte cum o cheamă, e o scriitoare pe care, nu știu, o întreabă Natasha cum e cu iubirea și ea spune, dacă cineva mi-ar spune că mâine aș cunoaște iubitul vieții mele, dar mi-ar spune că dacă e să fim împreună, eu nu voi mai scrie o zi în viața mea, i-aș spune nu. Da, să crezi, pentru oameni e foarte greu să creadă că sunt oameni care pot să iubească și să nu facă din relația romantică sensul vieții, da? Că pot să te împlinească multe lucruri, că noi avem o dimensiune a vieții care este, da, suntem complexi, așa cum spuneam la început, relațiile umane, da, și calitatea lor este foarte importantă pentru noi, dar nu neapărat doar relațiile de cuplu. Eu cred că dragostea este, dar dragostea este în multe feluri, nu este doar dragostea romantică. Cred că dragostea e pentru toată lumea, cred că relațiile, adică această gândire de trebuie să o numim cumva relație și trebuie să dureze așa și să fie, nu știu, să, da, să creștem, să ne căsătorim, să facem copii, să... Poate asta nu e pentru toată lumea, eu cred că toată lumea are o poveste de iubire și toată lumea, dacă nu vorbim de o patologie extremă, dar nu vorbim despre asta, e capabilă de iubire. Dar iubirea nu înseamnă neapărat că se finalizează
cu o poveste de film. Și nici cu, nu știu, bătută în cuie pe ideea asta de am iubit pe cineva și am construit o viață și o familie cu persoana respectivă. Poți să iubești și de la depărtare. Da. La fel de bine și la fel de, da, de profund. Mm. Și poți să trăiești cu asta toată viața. Da. Și cred că mulți oameni o fac. Și eu cred. Și eu cred în treaba asta, pentru că avem tot felul de blocaje, de frici, de piedici și în plus suntem foarte orientați către aparență. Da. Dar cred că mulți dintre oamenii care sunt orientați spre aparențe, pentru că așa se protejează în societatea asta, și că pentru mulți dintre oamenii orientați spre aparențe, joacă jocul aparenței, dar caută. Și dacă găsesc, iese la suprafață și din ce se ascunde în spatele aparenței. Și dacă își dau voie să fie și să trăiască. Adică e un risc, știi? Și încurajăm pe oamenii ăsta să riște nu oricum și oricând, ci să vadă dacă există și suficientă siguranță înainte. Simt că am putea să prelungim podcastul ăsta mult și bine. Sunt convinsă că mai ai foarte multe povești pe care noi nu ar trebui, dar merităm să le auzim ca să și să luăm povețe de acolo. Nu trebuie. O să-mi scot acest trebuie din vocabular. E o chestie. Clienții mei așa mă și recomandă mai departe. Când vine cineva nou care vine de la un fost client sau de la prieten sau așa, știi, și le spun că de la prima ședință ajungem la toată lumea cu trebuie și eu spun nimic, nu trebuie și zice, am uitat că mi-a spus că tu ești cu... Și le spun treaba asta pentru că și mie mi-a fost foarte greu. Eu venind dintr-un sistem de trebuie, totul trebuie. Ken, unul dintre formatorii mei, pe care Dumnezeu să-l ierte, care cred că a fost unul dintre oamenii care m-au marcat și mi-au direcționat foarte mult pașii profesional, spunea că treaba asta cu inchiziția și cu gestapo-ul în capul nostru nu are ce căuta, că trebuie este o formă, un bici mental, da? Și că noi folosim trebuie și când spunem trebuie să fac ceva extraordinar și trebuie să mă duc după lapte. Dar presiunea pe care o simte psihicul nostru este aceeași, nu face diferența, cuvântul este, are aceeași greutate. Și el spunea, în loc să spun trebuie să fac nu știu ce sau zicea, nu e așa că e interesant, aș putea să fac, aș putea să, da? Nu înseamnă că întotdeauna ne place, că asta trebuie, ne dă o siguranță. Că dacă trebuie, e excludem, trebuie, poate numai așa, nu poate să fie niciun alt fel. Nu e așa că e interesant? Da, și schimbă puțin nuanța. Da, și... pentru că o duce spre blândețe și curiozitate. Ne-ar face tare bine să fim un pic mai curioși. Poate ne-ar fi mai puțină frică de ceilalți și de noi și de ceea ce se așteaptă, știi, e dincolo de... Nu e așa că e interesant, asta nu mi se pare. Interesant. De fiecare dată putem... Și asta e o chestie care se practică și nu... Necesită un efort, un pic de constanță cu... Nu e așa că e interesant, pentru că nimic în psihicul nostru nu se întâmplă fără motiv. Cum e și asta, uite, să spui, da, te îndrăgostești de cineva... Și în momentul în care te îndrăgostești, nu știi de rănile lui, de rănile tale, știi de unele, dar în dinamică se creează ceva nou, de asta nu ne vindecăm singuri acasă, că ajungem și relația este o dinamică, da? Se schimbă celălalt, te apasă pe un buton acasă, nu te apăsa nimeni pe butonul ăla, era acolo, știi, era și cu două rânduri de praf, că nu, da? Și în dinamică asta apare ceva și noi avem tendința să imediat să acționăm, nu e așa că e interesant, nu-mi place, ia uite, și așa apare curiozitatea, pentru că trebuie vine cu judecata, de ce ai făcut așa, trebuia să faci altfel, de ce nu ți-ai, de ce, trebuie, da? Nu e așa că e interesant, uite, am făcut așa, putem să fac așa, uite, tu îmi spui asta, e interesant. Și interesantul ăsta nu e că, vai ce frumos, este fix despre curiozitate, s-ar putea să nu-mi placă ce descoper și de multe ori cred că nu e despre asta. Dar e interesant să afli. Da, că aici vine blândețea, nu-mi place, dar blândețea vine și spune, hei, cu toții trecem pe aici. Dar povestește-mi puțin despre blândețea din cabinetul tău. Pentru blândețea, că gentle giant. Exact, da. Jung este blândețea din cabinetul meu, este un golden retriever care are 6 ani și care este, cum să zic eu, prezența
La absolut. Știi că, în primul rând, animalele sunt foarte prezente. Asta pentru că sunt prezente, nu doar pentru că credem noi că sunt prezente, ci pentru că nu au concepția timpului. Mi se pare extraordinar. Eu nu știam asta. A, da, când că ei nu știu cât timp lipsești tu de lângă ei. Nu, și asta am aflat-o când era mic Jung și el stă cu mine în cabinet tot timpul. Deci el este un câine care muncește zi de zi, câte oră stau eu la cabinet, atâta oară stă și el și încercam să-l obișnuiesc cumva și să rămână singur, că na, până la urmă sunt perioade sau sunt momente în care și avea câteva luni și plecam și mă trezeam că avea toate hainele mele, știi, pijamale, le lua de oriunde și dormea pe ele. Uh-huh. Și dresorul mi-a spus atunci, hei, păi e normal pentru că el nu știe cât timp a trecut și doar mirosul tău devine mai puțin pregnant și el așa asociază că ești plecat de mult timp sau că... Și era, mama, ce interesant, da. Da, apropo de limite și granițe, mie mi se pare că eu am învățat foarte multe de la, mai am și două pisici, de la ei, așa, că nu comunică verbal și atunci îți arată că au limite sau... Este entuziasmul lui Jung față de toată lumea, deci în momentul în care deschizi ușa, el, coada lui este așa și este, îți arată că, deci efectiv zice, ce bine că ai venit! Ce bine că ai venit! Deci mi-era dor. Te așteptam. Da? Un lucru pe care noi nu-l facem în cuplu niciodată, decât la început, ceea ce mi se pare trist. Spuneam că am încercat să profit la maxim de prezența ta aici și am anunțat și pe oameni că te voi avea invitată. Am deschis o căsuță de întrebări. Mm-hmm. Ți-am povestit asta, ți-am spus. Da. Iar cele mai repetitive întrebări erau referitoare la cum pot să am încredere în mine. Ține atât de mult de relația asta. Încrederea în noi nu vine, nu vine. Poți să știi cum e că dacă ar funcționa treaba asta, să te uiți într-o oglindă, să-ți repezi de un infinit de ori, sunt minunat, sunt merit. Ai crede lucrul ăsta și e tot în relații. Da? Ca să pot să am încredere în mine, e nevoie să pot să am relații care să mă conțină, să mă simt apreciat, valorizat pentru ce sunt. Și asta ce spui tu și cu singurătatea și cu întrebările astea este pentru că oamenii petrec foarte, foarte, foarte mult timp și nu sunt conștienți, nu suntem conștienți de cât de mult timp petrecem uitându-ne la alți oameni. Și societatea asta în care trăim, în care... putem să alegem, da, în lumea asta virtuală, online, să urmărim anumite persoane și ajungem să ne uităm atât de mult și să ne comparăm, că așa ajungem să nu avem încredere în noi, da? Ajungem să petrecem mult timp încercând să facem ce fac alții, imitând ce a funcționat pentru alții, crezând ce spun alții că funcționează și nu încercăm să vedem dacă nouă ni se potrivește, pentru că mesajul este așa trebuie. Da? Ca să faci asta, trebuie să. Da? Trebuie să țin minte că la un moment dat scriam niște articole pentru... Și îmi spuneau, scrie și tu mai succint, dă 3 puncte, oamenii vor să știe ce trebuie să facă, așa, Și mie mi se pare că cu cât oamenii sunt mai expuși la asta, cu cât li se spune mai des ce ar trebui să facă, să fie părinți mai buni, să fie mai bun la job, să fie, cu atât mai departe sunt de resursele lor și normal că te uiți în jur și ești încredere că ce? Că începi să te compari mereu. Zici ceva bun, plus, și o să insist și pe asta, nu auzi lucruri bune despre tine suficient, că oamenii și la job și au tendința să îți spună cu mult mai mult patos ce nu faci bine, ai greșit, ai trimis un mail, nu mi-ai răspuns la telefon, trebuia să ieșim Și nu spun lucruri bune, noi nu ne spunem suficiente lucruri bune, lucruri bune reale. Da, să spun cuiva, dacă nu știu, îmi place cum în momentul ăsta, lucruri reale, nu știu, că sunt, uite, de exemplu, da, femeile frumoase au tot timpul că sunt frumoase. La un moment dat ești atât? Pentru că oamenii consideră că e suficient. E un compliment suficient. Nu, e despre o parte din, da? Atât? Și da, păi, mai vrei și altceva. Da, ceva, nu știu, ai făcut ceva pe... Dar noi nu ne spunem suficient lucrurile astea și ne uităm la oameni care și ei au niște răni și încearcă să ne arate că pot. Și noi îi credem pe cuvânt pentru că nu știm ce se întâmplă la ei în casă. Corect. Eu sunt sigură că și asta e una dintre chestiile pe care
o fac cu oamenii în cabinet este că când spun, aoleu, eu sunt groaznic, îngrozitor, pentru că majoritatea cred despre ei că sunt groaznic, și când le spun, știi că nu, confidențialitatea mă împiedică să spun cine, da, care sunt, să le spun, da, le spun uneori, dacă ați ști cine sunt colegii voștri de suferință pe care îi vedeți la televizor sau pe, sau, nu știu, știți că au business nu știu care și la care vă uitați și spuneți, mamă, asta sigur are o viață perfectă, și ei vedea, nu e, e la fel ca tine și tu l-ai ești la fel. L-ai pus pe un piedestal, dar nu știi toată povestea. Nu, și că de fapt asta e, ideea este că nu trebuie să fim perfecți. Faptul că încercăm, faptul că, nu știu, căutăm ajutor, faptul că fiecare are ceva de oferit, dar nu dacă ne comparăm cu alții. Pentru că noi nu putem să fim la fel ca toată lumea și nu ăsta e scopul, deși ni se spune că dacă facem ce fac ceilalți, sigur o să fim mai bine. Și ajungi să te simți și păcălit și după aia te simți și prost, că înseamnă că ești tu prost, că te-ai lăsat păcălit. Deci dacă n-aveai încredere, ajungi să nu ai nici încrederea pe care o aveai. Dar de fapt, asta este sistemul ăsta social în care trăim, că asta e. Nu toată lumea e bine intenționată din nou. Și să fim atenți la... Da, să putem să... Adică să... Eu îi încurajez pe oameni să fie foarte... Da, atenți pe cine urmăresc, pe cine ascultă și să caute exact modele și dacă nu au, să devină modele de oameni reali și de oameni autentici, că nu întotdeauna e cineva în afara noastră, uneori vine de la noi. Dacă nu am avut noi să fim noi pentru cei care vin în urma noastră, pentru că generațiile de copii care vin o să fie... cum să zic, o să aibă și ei nevoie să se uită la cineva și să zică se poate și așa. Să încercăm să devenim, să devenim noi modele. Uite, mă uitam pe, pe răspunsurile pe care le-am printat. Multe întrebări legate de, de conectarea de noi înșine. Oamenii vor să știe dacă au ajuns într-un punct al vieții în care sunt complet deconectați și cum să facă să se reconecteze la ei. Asta e, asta e o întrebare bună, asta cu deconectarea. Cred că știi că vorbeam asta cu izolarea și deconectarea, că asta e primul pas și lucru despre care vorbim mult în terapie este despre corp. Foarte mult vorbim în terapie despre corp, că deconectarea de noi nu e o chestie metaforică așa, dar oamenii se ignoră și ignoră nevoile de, de bază. De bază. Noi vrem să ne simțim și iubiți și așa, dar noi, dacă da, nu mergem, nu știu, prioritizăm tot felul de alte lucruri, pentru că ne este frică să fim judecați, criticați, să pierdem. Și de acolo mi se pare că asta e primul, cel mai, mi se pare că e și cel mai simplu și de asta toată lumea îl evită, că oamenii au așteptări uneori să le spui ceva extraordinar. Sunt dispuși oamenii să meargă, dacă le spui, trebuie să mergeți 3 ani de zile până în Nepal, să beți nu știu ce, să faceți, să stați în... Și o să, oamenii sunt dispuși să facă asta, dar dacă le spui, este foarte important, cât dori. Calitatea somnului, pentru că anxietate, depresie, o mulțime de stări sunt foarte mult influențate și intensificate de nevoile biologice și fiziologice pe care noi le negăm. Și oamenii spun, au cum e prea simplu. Pentru că e mult mai greu să faci ceva simplu. Așa e. Da. Și asta, asta e deconectarea. De aici pleacă în primul rând. Pentru că cum poți să te conectezi la ceva ce nu prea înțelegi despre ce e, când tu ceva ce știi și simți, neglijezi. Deci ar trebui cumva să-și îndrepte atenția un pic mai mult către interiorul ei. Să fie un pic mai atentă la senzațiile pe care le are și la viața pe care o duce, poate? Da, păi asta e. Să fac, adică să înceapă dintr-un punct mic. Eu asta le recomand oamenilor. Pentru că de acolo e, asta e baza piramidei. Până la urmă nu o spun eu și nu... Da, Maslow spunea asta, nu asta, ca să putem orice trebuință, orice nevoie din asta. Dacă nu e acoperită, ea să vă face resimțită oricât de mult încerci tu să faci orice altceva. Da? Cum sunt și, da, nu știu, dacă te uiți la atleții ăștia care se pregătesc pentru olimpiadă, da? Au niște, respectă niște lucruri, iau și au niște timp, se relaxează, după care muncesc, după care se relaxează.
Pentru că există niște nevoi de bază și nu poți să forțezi lucrurile. Și nu poți să sari direct la... Mintea noastră poate să facă... Adică mintea noastră este infinită, inepuizabilă, da? Sunt scenariile, iar fantezia noastră poate să facă un infinit de lucruri. Corpul nostru nu poate. Și noi avem tendința să ne păcălim corpul să meargă unde poate mintea. Dar noi în timp și spațiu suntem aici. Da? Eu nu pot să fiu acum și cu tine, să fiu și în cabinet. Și să... Eu sunt aici acum. Da? Mintea mea poate să fie... Da? Și atunci deconectarea asta se creează din faptul că da, corpul meu nu poate să fie acolo. Și atunci hai să, în loc să mă chinui tot timpul să duc corpul, hai să aduc un pic mintea și să zic ok, unde? Să mă simt mai prezent în corpul meu. Și atunci oamenii descoperă că nu sunt chiar atât de deconectați, doar că atunci când rămânem mai prezenți în corpul nostru, simțim mai mult. Și mai bine, poate? Și nu știu, e greu, știi, că uneori dacă simți și ce nu vrei, nu doar ce vrei. Da, nu poți să simți selectiv. Pentru că conectarea asta înseamnă să fii cu ce e. Uite o întrebare. Cum ajungi la inima unui bărbat indisponibil emoțional? Cum să intri într-o casă care are lacăt peste lacăt peste lacăt și nu ai închis tu cu cheia acolo? Nu știu, aia asta cu indisponibil. Bancul meu preferat e unul și asta îl spun și e ca... De câți psihologi este nevoie să schimbi un bec? De unul, dar să vrea și becul. Da, e greu. E foarte e greu. Da, însă mai e o chestie foarte interesantă. Că oamenii care sunt atrași, mi se pare, asta o ridică o ipoteză, să ne gândim fiecare zi, care sunt atrași de oameni indisponibili emoțional, sunt ei înșiși indisponibili emoțional. Pentru că altfel nu ne-am duce acolo. Și ajungem la de unde am plecat și am tot spus chestia asta, că avem relații oglindă. Mm-hmm. Da. Și că atunci când nu ne convine ceva la partenerul nostru, poate ar fi bine să ne uităm un pic și la, la noi. Multe întrebări despre cum să integrez bucuria în viața mea. De ce nu știu să mă bucur? Care iarăși mi-a rupt sufletul când am citit. Da. Păi nu merităm să ne bucurăm decât dacă facem lucruri. Așa am fost învățați. Da, totul este o recompensă. Și recompensa poate să fie cât mai târziu, pentru că trebuie mai mult. Nu se termine niciodată, trebuie. Niciodată. Eu le mai spun oamenilor, le spun această pilda afacerii lumii, în care Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și în 7-a s-a odihnit. Dumnezeu. Doar în ideea, poți să crezi, poți să nu crezi, în conceptul de divinitate, da? Cineva care este atot puternic, care poate să facă orice, care a făcut lumea în 6 zile, i-a luat și 6 zile, și în 7-a și zis, băi, e suficient! El, uitându-se la noi, deci ne vezi aici, că stăm noi și ne gândim, el a zis, e suficient! Da? Atot puternic, ar fi putut să facă așa, nici măcar. Și zic, o să mă odihnesc și o să mă uit și o să mă bucur o zi întreagă, nu... Nu jumătate de zi. O oră sau printre picături în timp ce pregătea. Dar aceasta, mie mi se pare că asta e o metaforă și o pildă atât de frumoasă a faptului că vom fi mereu imperfect. Că, da? Dar că suntem, că ideea asta de... Nu e o recompensă, să poți să te bucuri, e faptul că e un miracol că suntem aici. Nu trebuie să facem nimic. Oamenii au o valoare în sine pentru faptul că există, că, nu știu, fiecare dintre noi avem niște abilități sau niște talent sau niște resurse și că facem, construim. Ok, mai primim ceva pe lângă pentru efortul depus și pentru că, na, nu știu, vrem mai mult sau... Dar în acele, toată lumea, da, faptul că ești aici în viață și să te bucuri de lucruri, ține tot de faptul că noi în fantezie vrem mereu sau ne imaginăm că o să putem să ne oprim dacă. Dacă fac X, dacă iau premiu X, dacă iau mărirea, dacă apare copilul, dacă găsesc bărbatul, dacă... Fi fericită dacă. Dacă. Și atunci nu poți să te bucuri că există deja niște lucruri, pentru că pare prea puțin în comparativ cu ce ți se spune odată, pentru că așa ajungem, da? Ți se spune de către ceva din exterior că ar trebui să. Și nu meriți dacă nu. Că nu poți să te bucuri dacă e o voce în interiorul tău care spune, dar n-ai făcut aia, dar încă n-ai, cum poți?
cum poți să te bucuri sau să te relaxezi. Îți condiționezi bucuria de foarte multe lucruri. Da. Foarte multe întrebări legate de unde să-mi iau curajul de a iubi din nou. Păi cred că, de fapt, știi, asta e... Nu știu dacă e... E foarte mult despre risc. E risc. A iubi din nou înseamnă să poți să îți asumi că poți să fii rănit din nou. Și asta e... Uneori cred că atunci când apare întrebarea asta, așa că e pentru bine, știi, întrebarea ar fi cât de recent s-a întâmplat sau știi că uneori e nevoie pur și simplu de timp. Nu putem să forțăm, iar nu e numai curajul, e cumva pentru mine este curiozitatea, de fapt, da? Deci curiozitatea, e frica de a nu fi rănit, curiozitatea că poate totuși nu e numai despre asta. Da, există și asta. Poți să fii rănit. Asta e... Și o să fii rănit, adică câtă știi asta, dacă o să fii rănit și o să se repare rana respectivă și rana respectivă o va refera tot cel care o face sau care... Da? Să fim răniți, nu există să nu fim răniți. Indiferent ce facem. Indiferent ce facem. Când iubim, de ce ascultăm? De minte sau de inimă? Știința spune că de niște hormoni din creier, o vreme de vreo 3 ani așa. Dar cred că este o colaborare între minte și inimă, este ceva ce, nu că noi căutăm că asta e cu ambele, nu știu dacă doar cu una dintre ele ceva nu funcționează, adică ceva undeva e un blocaj, ceva nu există o comunicare, un flux de energie undeva, ori devenim nu prea pragmatici, ori absolut idealiști, naivi de fapt, da? Nu e maturitate niciuna dintre locurile astea. Când căutăm să... și asta, știi că eu am zis, am râs noi că am eu între răspunsuri la orice și o să o citez aici pe Esther, care spune, pe Esther Perel, care spune că ea pare foarte sigură pe ceea ce spune și totuși nu știe nimic. Și o să zic asta că în ideea în care mie se pare că... oamenii vor să aibă un răspuns, un răspuns. Nu e un răspuns, da? Uite, asta e. Noi deschidem, de fapt, mereu, prin faptul că comunicăm despre lucruri, deschidem posibilități de, da? Și sunt lucruri care, și asta, știi, inimă, minte, nu putem să cuprindem. Și ce am vorbit noi despre relații, este atât, da? E, cum ai spus, putem să vorbim noi, tu o să aici, o să tot vorbești cu oameni și o să vezi că de fiecare dată, cred, o să mai descoperi ceva și eu care vorbesc în cabinet zi de zi cu oameni și în continuare sunt surprinsă de lucruri și cred că ideea asta de inimă sau minte este și în funcție de structura noastră și de dacă sunt unii oameni care pur și simplu sunt mai raționali, de asta nu înseamnă că nu au inimă sau că nu sunt inimoși sau că, da, și invers, oameni care, nu știu, se duc, se aruncă și așa și nu înseamnă că nu iau niște hotărâri și raționale, dar cred că despre asta e, să putem să găsim un echilibru între cele două. Îți mulțumesc mult de tot. Foarte mult îți mulțumesc. A fost o reală plăcere să te ascult și mi-ar plăcea tare mult să mai vii. Cu mare drag, păi, despre relația. Păi asta, ai văzut cum am făcut, că am zis că putem să vorbim exact. Mereu, deci m-am autoinvitat, ceea ce nu fac, înseamnă că m-am simțit și eu foarte bine. Mă bucur no, dacă te-ai simțit bine. A fost drag și... cred că despre asta e, despre a putea să deschidem, cum ai zis tu, știi, oportunități și oamenii să îndrăznească, să spere că pot încerca și altfel. Da, și să, nu știu, să creadă, să înțeleagă că există o soluție pentru... Cel puțin una. Cel puțin o soluție pentru orice problemă. Poate nu e soluția la care se gândesc ei neapărat, dar sigur, sigur există o soluție. Iar dacă, nu știu, schimb cumva percepția asta, schimbăm cumva percepția oamenilor și le dăm această încredere, eu cred că am vedea mult mai multe fețe zâmbitoare. Și ar dispărea măcar întrebările de genul cum pot să am mai multă încredere. Păi să aveți încredere...
Dragilor, da, să renunțați la cuvinte care vă constrâng și care, nu știu, vă aduc o presiune în plus degeaba, cum ar fi trebuie, să schimbăm cu n-ar fi interesant să, să fim curioși și blânzi, așa cum ați aflat că ar fi frumos să fim și drăguți, și să nu uitați că dragostea e pentru toată lumea. Și să vă bucurați din plin de fiecare cuvânt din această conversație. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Zooniverse Podcasts.